Bun găsit! Relațiile pot fi un pic dificile, mai ales după amiază. Vrem să aflăm adevărul, punem întrebări și un pic de presiune punem pe cei din jurul nostru, berbecii. Au sentimentul că cineva nu e onest cu ei și de aceea generează discuții. Sunt foarte fierbinți aceste discuții, mai ales după amiază. Taurii, la locul de muncă, au nevoie de niște clarificări, nu pentru că ar pierde bani, ci pentru că vor să se asigure că oamenii le sunt loiali. Pentru gemeni, discuțiile se învârt în jurul banilor și pot avea sentimentul că fie pentru a cuceri pe cineva, fie pentru a ține pe cineva lângă ei, trebuie să facă niște eforturi cam mari. Pentru raci, ziua este aducătoare de conversații obositoare, mai ales în cămin, în familie. Poate că unii preferă să nu le înceapă și ar fi mult mai bine așa. Sunt alte zile mai bune pentru teme obositoare. Lei. Au și ei grijă astăzi de sentimentele celor din jur, poate persoane pe care le știu de multă vreme, sau părinți sau bunici, și e bine să asculte, să aibă răbdare, să lase pe cineva să-și descarce sacul. Fecioarele. Sunt posibile întâlniri cu prieteni foarte buni, amici de mult, cu care se dea până multe amintiri, ceva nostalgie astăzi, mai ales după amiază. Balanțele. Practice, mai ales în a doua jumătate a zilei, își calculează pașii, timpul, energia sau banii pe care îi investesc și obțin rezultate. Deci dacă fac un lucru, vor să iasă bine și chiar iese. Scorpionii, mai ales după amiază, au flair, au intuiție, dar au și lăcomie. Vor neapărat niște lucruri, dreptate, putere, autoritate, să se impună și le iese, dar trebuie să aibă răbdare pentru că abia la finalul zilei apar și veștile bune. Pentru săgetători, vești bune pe sănătate pentru cei care și-au făcut investigații și au fost grijulii, dar vești bune și financiar din partea cuiva care îi premiază sau poate fi generos. Capricornii au astăzi o zi bună dacă în continuare sunt atenți la partener. Oricum, în această perioadă e foarte important cum îi privesc ceilalți, ce părere își fac despre ei și cât de multă amabilitate reușesc să colecteze de la cei din jur. Și, într-adevăr, această zi aduce politețe și prietenie. Pentru vărsători, muncă, și trebuie să fie foarte preciși în ce fac, să nu greșească deloc, pentru că toată lumea e cu ochii pe ei, mai ales șefii. Pentru pești, ziua este aducătoare de inspirație și creativitate foarte bună în munca lor, dar trebuie să facă lucruri așa cum simt ei, să nu se ia după nimeni și vor ieși foarte bine. O zi bună, dacă flerul este implicat în ecuația profesională. Numai bine, ne vedem și mâine!